make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. După cum puteți vedea, avem meciuri cu Pandurii, echipa de pe locul 2, și dacă vom bate, ne vom păstra pe primul loc. Deci trebuie să obținem o victorie în acest meci. Înainte să începem meciul, nu uitați să lăsați și voi un like dacă susțineți în continuare seria noastră. Să dăm play meciului. Și începe meciul. Odegaard la balon, Martin Odegaard se duce de un singur, are poftă de joc. Odegaard încearcă să-și facă mingea pe piciorul de bază. Martin Odegaard alege însă o pasă până la urmă la Filip, neinspirat deloc la această fază. Pierdem o șansă bună, eram la poarta lor, au recuperat acum și acum Eric Pereira, eu cred că era Eric de Oliveira, dar mă rog, Odegaard, s-ar putea să fie un alt Eric, Eric Pereira. Știm că acum este Erico de Oliveira la Pandurii, dar este accidentat. Dan Nistor, capitalul la Pandurilor, pasează la Pleașcă. Pleașcă pentru Shamis, este în offside Nistor. Se vedea acum Petoșca pentru Odegaard. Odegaard din prima la Gabi Iancu pentru Prepeliță. Prepeliță, gol! Prepeliță, deschidem scorul. Andrei Prepeliță este cel care marchează. Berberița noastră reușește să înscrie aici o fază făcută foarte bine de jucătorii noștri, finalizată cu un șut puternic care nu-i dă nicio șansă portarului. Prepeliță din marginea careului marchează și este 1-0 pentru noi, minutul 31. La acest scor avem cele 3 puncte, dar vă dați seama că mai trebuie să marcăm pentru a ne securiza victoria. Iată acum pe Bat, încep tare, cei de la Pandurii combină cu puțini oameni în ofensivă. Nistor pentru Eric. Eric la balon, mai departe la Shamsin. Shamsin centrează la a doua bară, Bat recentrează și Nistor nu reușește să trimită cel puțin către poarta lui Arlauskis. Acum Kipciu. Kipciu întoarce balonul la Filip pentru Odegaard. Odegaard îl așteaptă și dă o pasă previzibilă lui Prepeliță. Din prima la același Odegaard. Odegaard pentru Gabi Iancu, încălcâi pentru Filip. Combinăm foarte bine. Filip nu reușește însă pasa pe culoar pentru Iancu. Shamsin este 1-1 cu Toșca. Shamsin trece foarte ușor, foarte ușor făcut Toșca acolo. Ayhan deviază, nefericit pentru noi. Din păcate Can Ayhan nu are noroc la această fază. Este 1-1, au egalat chiar în minutul 45. Să nu dai cu capul în bar acolo. Marchează Elton pentru Pandurii, minutul 45, cum spuneam. Și ne cam scade moralul la acest scor. Pandurii au reușit să revină, dar noi nu trebuie să ne lăsăm ușor și trebuie să ne arătăm forța, să ne arătăm valoarea lotului. Steaua a bătut-o pe Pandurii în Cupa Ligii și a luat primul trofeu al acestui sezon. Steaua a bătut cu 3-0 pe Pandurii Târgu Jiu. Nicoara acum pentru Elton. Elton! Bara lui Elton! Ocazie monumentală pentru cei de la Pandurii Târgu Jiu. Elton nu a reușit să-l învingă pe Arlauski și drept răsplată este scos. În locul său intră însă Pintili, fostul nostru jucător, revenit aici la Pandurii pentru că a jucat și la Pandurii. Printr-un împrumut, iată ce pasă reușește să dea Pintili pentru Bat. Putem spune că am scăpat de dracu și am dat de taxul. Intră și Mihai Roman, golgheterul Pandurilor din acest sezon. Iată acum o pasă pentru Gabi Iancu. Iancu este golgheterul nostru în FIFA. Oricum nu a dat același randament în ultimele meciuri ca în începutul de sezon. Iată acum pe Nicoară. Nicoară oprit de Steliano. Filip, foarte, foarte bine a intrat Filip. Eric acum cu pasă la Roman. Roman! Nu se poate! Roman marchează, îl învinge din păcate pe Arlauskis, un spațiu foarte larg lăsat de fundașii noștri și Mihai Roman face 2-1, intră și marchează Roman, dar iată acum pe Odegaard, s-a enervat, Odegaard, șut deviat, avem corner, măcar rămânem cu ceva din această fază, trebuie să revenim în... cel puțin în postura de a egala. Iată acum pe Prepeliță. Prepeliță pasează la Filip, nu rămâne la balon. Gol! Can Ayhan! Ayhan, fundașul nostru central, marchează cu execuție de mijlocaș.
Iată ce execuție frumoasă găsește Aihan, îl vede acolo ieșit pe portar și trimite cu latul un șut splendid al lui Aihan, care face 2-2. Reușim să egalăm, poate vom avea forța de a reveni în avantajul acestei partide. Un meci foarte spectaculos, scorul s-a întors de fiecare dată, am condus noi, am fost egalați, apoi ne-am trezit în postura de a fi conduși. Am reușit să egalăm, să vedem acum dacă vom conduce din nou. Iată acum pe Cristi Tănase, Tănase nu trece acolo însă de Cristu. Gabi Iancu reușește să recupereze, să vedem dacă va avea noroc. Iancu, gol! 3-2! Gabi Iancu își revine. Iată ce gol marchează Gabi Iancu, un gol excepțional. Cum a recuperat aici Iancu și șutul său este splendid. Tânăra noastră speranță, tânărul nostru talent, are 7 goluri în Liga 1. Gabi Iancu, un gol senzațional, un șut superb cu care îl învinge pe portarul Pandurilor și este 3-2. Revenim în avantaj, dar acum pe Șala însă. Replică încercată de cine a Pandurii Târgu Jiu este Moncilovici. Încearcă să centreze, dar Gherme respinge foarte bine. Foarte bun în apărare Gherme și joacă pe o postură foarte, foarte defensivă. De fundaș central, Nistor. Da, Nistor cu capul trimite peste poarta lui Arlau. Iată acum o pasă lungă pentru Alex Chipciu, are spațiu pe flancul drept Chipciu. Chipciu centrează pentru urcarea lui Tănase, preluare lungă a lui Tănase, apucă să tragă însă șutul este deviat de pleașcă în brațele portarului. Este minutul 85, 3-2 în continuare pentru noi. Iată ce stop reușește acolo Mihai Roman, însă ține prea mult de balon și Toșca reușește să-l deposedeze. N-ai cum să treci foarte simplu de Toșca, este un fundaș foarte, foarte bun. Moncilovic pentru Nicoară, Nicoară 1-1 cu Ghierme. Să vedem pe Ghierme, nu reușește să facă nimic acolo. Roman cu capul, foarte bun și la lovitura de cap Mihai Roman, am văzut. Foarte bine a apărat Arlauskis. Roman este la balon, foarte periculos. Roman, Roman! 3-3. Ne ucide Roman, ne omoară de tot. Mihai Roman îl execută senzațional golul Roman din pendulare, cât de bine l-a executat pe Arlauskis. Și încercăm acum o replică, Cristi Tănase. Cristi Tănase cu poftă de gol! Gliva reușește să-l oprească pe Tănase. 3-3, din păcate nu a reușit să ne menținem acel avantaj pe care l-am avut. Roman, iată cu cât devotament joacă, a reușit o intercepție foarte bună și se termină 3-3 cu un egal cu echipa de pe locul 2. Să vedem dacă mă rămâne pe primul loc sau dacă am căzut. 3 săptămâni se accidentează, din păcate Gabi Iancu va fi indisponibil pentru noi. Asta este, vom încerca să facem ceva fără Gabi Iancu. După cum vedem, nu mai avem nicio șansă, nu mai avem să ne calificăm la europeane și oricum o grupă foarte grea. Deci vom simula acest meci cu Slovenia pe terenul nostru, să vedem cum se va descurca echipa noastră. Tătărușoan este portarul nostru, batem cu 1-0 golul lui Grigore, prima noastră victorie. Avem un meci de plasare împotriva Portugaliei. Chiricheș Grigore, îl băgăm și pe Pantilimon în poartă. Maxim, normal să joace Maxim și locul lui Enache îl băgăm pe Chipciu. Sau poate juca și Maxim acolo, dar mai bine îl băgăm pe centru pe Maxim. Așa, și-a revenit oricum, și Gartoș, și-a revenit oricum și Luchin, după cum vedem. Ștefan Radu, iarăși, trebuie să joace Radu în locul lui Raț. Prepiliță joacă pe postul de fundaș dreapta, nu avem pe nimeni acolo. Adi Popa să joace și el, de ce nu, adică este jucătorul nostru, cel puțin la rezerve. Să facem și rezervele și cam acestea ar fi. Să vedem acum meciul cu Portugalia. Este un amical, nu? Să vedem ce este. Dă-mi mai în spate, să vedem ce este acest meci cu Portugalia. Este în grupă? Da, este în grupă pentru calificare. A simulat din greșeală și ne bate, din păcate, Portugalia, a marcat și Ronaldo. Nu am vrut să simulăm, trebuia să jucăm cu Portugalia, dar o greșeală
impardonabilă, putem spune aici. Lukin este ok pentru a juca, dar îl vom lăsa pe Guilherme pentru că a jucat foarte bine pe postul de fundaș central și ar fi nedrept să nu îl lăsăm. Meci cu CFR Cluj, meci foarte greu, suntem pe locul 3, cadem în campionat, avem un meci nejucat, însă Rapid este pe primul loc, o surpriză totală. CFR Cluj și au o echipă destul de bine clasată, trebuie să o batem. Deac la balon, Ciprian Deac pentru Gregory Tadei, apără Arlauskis, senzațional, când spun apără Arlauskis parcă aș spune apără Ducadam. Incredibilă parada lui Gerius Arlauskis. Rămâne 0-0 scorul, centrare în careul lui Arlauskis, acesta reține fără probleme. O aruncare foarte bună a acestui portar, luat, cum spuneam, liber de contract. Să vedem acum pe Gabi Iancu, Iancu trece foarte bine, Iancu deposedat însă de Camora, s-a dus prea mult. Oricum nici nu prea era sprijinit Iancu în această fază de atac. Tadei nu trece de Aihan, acesta însă greșește pasa. Ce bine ar fi fost dacă ar fi dat o pasă bună. Prepeliță recuperează, Prepeliță 1-1 cu Ene. Prepeliță nu reușește să-l păcălească pe Ene. Un teclin la timp, decisiv, dar la timp al lui Ene. Prepeliță acum cu o pasă la Cristi Tănase. Tănase, pasă excelentă la Kipchiunov. Carter centrează periculos, Toșca nu reușește să respingă foarte bine și va fi corner pentru CFR Cluj în aceste prelungiri ale primei reprize. 3 minute au fost arătate, să vedem pe Ciprian Deac, el este cel care execută cornerul. Deac, o centrare în brațele lui Arlauskis, fără probleme, n-ai cum să greșești la această fază, cel puțin portat ca Arlauskis, Iancu pentru Odegaard, dar nu mai avem timp pentru un contraatac. Scorul este 0-0 la pauză între noi și CFR Cluj, suntem obligați să câștigăm pentru a reveni pe primul loc. Corner pentru CFR Cluj, Deac este cel care execută, Ciprian Deac bate la scurt, Prepeliță respinge, dar Gregory Tadei vine acolo cu o lovitură de cap și îl învinge, din păcate, pe Arlauskis. Respinsese Prepeliță, Tadei însă este mai vigilent, mai agil, ia fața fundașului și reușește să marcheze. Trebuie să dăm acum o replică, să-l vedem pe Iancu, a căzut jucătorul nostru la pământ. Se ridică însă Odegaard, cred că se va accidenta. Prepeliță, Prepeliță, pasă încercată în Prepeliță, puțin mai tare dacă o dădea. Era o pasă pentru Tănase acolo. Odegaard pentru Gabi Iancu, Iancu are viteză, Iancu, Iancu se duce pe teritoriul adversar, Iancu gol! Este 1-1, Gabi Iancu reușește să egaleze, iată pasa lui Odegaard minunată, Iancu a reușit să treacă senzațional și șutul nu-i dă nicio șansă portarului CFR-ului. Iancu reușește să marcheze atunci când avea nevoie de el. 8 goluri în Liga 1, după cum vedem aici, pentru Gabi Iancu, marchează minutul 69 și mai este timp, trebuie, cum spuneam, neapărat să obținem o victorie, nu ne mai permitem să ne mai încurcăm și aici, să vedem acum pe CFR Cluj, pe Prepeliță, de ce spun mereu CFR Cluj. Prepeliță nu a reușit să țină balonul posesia noastră, Iancu a încercat să recupereze, dar nici el nu a reușit. Muniru pentru Gregory Tadei. Toșca acum, să vedem pe Toșca, pornește din jumătatea sa de teren, intră jumătatea adversă pe acest contraatac, Toșca de unul singur, Toșca este faultat, este faultat de Thiago, iese și Deac, intră Guima în locul acestuia, avem o lovitură liberă, Toșca este cel care execută centrare, șutata lui Toșca, a fost respins balonul de către Ene la Muniru, Muniru... Un jucător care în iarnă se spunea că, ea, că Steaua este interesată de el. Acum Cianturia pentru Guima. Să vedem pe Guima 1-1 cu Can Aihan. Aihan nu reușește să deposedeze acolo și este ferevorit. Dore, Dore centrează foarte bine, respinge Lucian Filip. Vincelot și va fi aruncat... Este repunere din colțul careului mic pentru Arlauskis. Minutul 85, să vedem ce vom face, dacă vom avea timp de un gol. Iancu pentru Kipciu, Alex Kipciu trebuie să-și folosească viteza, dar alege o pasă la Odegaard. Odegaard trebuie să țină de balon, nu trebuie să piardă, dar iată ce pasă greșită, o pasă simplă greșită aici de Martin Odegaard, au recuperat ceferiștii. Guima, Guima este în careul nostru, Guima este oprită de Steliano Filip și acum pasă la Alex Kipciu, Kipciu pentru Odegaard, din prima a încercat Odegaard la Iancu.
Foarte ghinionist Ødegaard, nu iese mai nimic în ultima vreme. Minge pentru Dore, în care un nostru Dore, Dore bară! Bară ha lui Dore. Bară și reușim să rămânem măcar cu 1-1 cu un punct. Eram pe cale să pierdem și acest punct și nu știu dacă vom avea timp pentru un ultim atac. Este Tănase, o pasă la Ødegaard. Ødegaard nu face nimic așa cum trebuie, greșel peste greșel ale lui Martin Ødegaard și se termină 1-1. Din păcate nu am reușit să batem pe CFR Cluj. Asta este, va urma acum un program foarte încărcat pentru noi, după cum vedem. Nu avem rezultate foarte bune, am căzut foarte mult în clasament. Vom simula acest meci pe terenul nostru cu Cluj, să vedem dacă vom câștiga, nu ne permitem să pierdem. Batem cu 3-1, un hat-trick al lui Alex Kipciu. Vor urma meciuri foarte grele, cum spuneam. Cred că vom fi nevoiți să simulăm chiar și în aceste sferturi, pentru că avem meciul cu Aalborg din Europa League. Vom vedea ce vom face, dar asta episodul următor. Să-l băgăm pe Lukin ca titular dacă vom încerca să simulăm acest meci. Și Stanciu, și Nicușor Stanciu. Rare și Enșeanu, jucătorul nostru de cupă. Adi Popa la fel, a crescut 73, la fel și Nicardo Brevel este în creștere. Filip rămâne ca titular, Lupu și cine a mai băgat? Pe râpă în locul lui Steliano Filip. Am făcut echipa pentru meciul cu Astra, care îl vom simula, să vedem dacă vom bate, dacă nu vom bate, asta este noi. Ne gândim mai mult la meciul cu Aalborg, reușim însă să batem și în acest meci cu o echipă de rezerve și ne calificăm semifinalele Cupei României. Victorii peste victorii, două victorii consecutive, revenim într-o serie bună, dar asta nu este, să spunem, permanent. Eu aș vrea să fie permanent, sper să rămână permanent. Aihan a crescut 70, dar este foarte obosit pentru acest meci care urmează. Can Aihan îl vom lunga și pe Prepeliță și pe Neagu în Europa League. Tănase la fel trebuie să joace, Kipciu și un atacant, alt atacant în afară de Iancu nu avem. Acesta a fost episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un like, eu am fost Ultra FIFA, până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!